Așteptarea a luat sfârșit. Înainte de Paște, locuințele sociale din zona Ciocârlău vor fi repartizate. Ieri, în ședința de Consiliu Local, lista definitivă cu persoanele care vor primi o locuință a fost aprobată. Cheile vor ajunge la cei 64 de beneficiari, urmând ca aceștia să-și petreacă sărbătorile pascale în casă nouă. Lista eu am scos-o de pe internet. Lista are 17 pagini, doar că nu au listat-o în fiecare parte, dar este pe internet. Oricum, să dați procesul pe parte, există lista. Lista inițială cu beneficiarii a fost afișată la sediul primăriei Târgu Jiu și pe site-ul instituției încă de săptămâna trecută. A urmat apoi o perioadă alocată contestațiilor. Câteva persoane au solicitat reevaluarea dosarelor. În urma afișării listei cu persoanele care au îndeplinit punctajul pentru a obține o locuință socială, au fost depuse 13 contestații. Comisia constituită în urma dispoziției emise de către domnul primar Aurel Popescu s-a întrunit, a analizat aceste contestații și a fost admisă una. În cadrul ședinței de Consiliu Local de ieri a fost aprobată de către consilierii locali lista cu punctajele obținute de solicitanții unei locuințe sociale, iar până la sărbătorile pascale va avea loc repartiția acestor unități de tip social. Reprezentanții primăriei au mai precizat că au în vedere construirea a noi blocuri de locuințe sociale, iar luna viitoare vor fi gata și listele cu beneficiarii de locuințe ANL.